Ne trezim cu presiuni din ce în ce mai mari în toate comunele unde încercăm să formăm filiale și organizații locale. Ajunge primarul peste el sau consilierul personal, de cele mai multe. Tu n-ai voie că n-ai aviz. Tu n-ai voie că n-ai trecut până la mine prima dată să ceri voie. Nu vă spărați. Cred că centrul PSD are o altă, PSD aici are o altă abordare și înțelege nevoia de concurență, de fair play, să lase și pe alții să trăiască. Am fost în audiență la domnul primar Stancu la Bascu. Am făcut organizație locală acolo de ceva timp, să fie un an jumătate. Sunt oameni simpli, oameni onești. Nu, domnule, voi n-aveți voie să existați în Bascu pentru că noi suntem aici din 90. Nu sunt de acord cu atitudinea asta, adică să fim serioși. În momentul în care te duci într-o comună să faci organizație locală, mai departe de zone de putere, cum ar fi Pitești, Curtea de Argeș, Câmpul Lung, apare întrebarea, dacă cu primarul ați discutat? Păi, stai, domnule, ce treabă are? Mai multe este și un primar. Se folosesc de tot ce, toate pârghile pe care le au dispoziție, să pună presiunea asupra omului simplu, astfel încât îl descurajează înainte de a face pasul. Cei care într-adevăr fac pasul și reușesc să se mențină pe poziții sunt următorii pretorie. Mie așa îmi place să-i numesc. Pentru că odată ce au făcut față unei presiuni constante în mediul local, considerăm că au ce le trebuie ca să învețe pe mai departe. Cum adică sediu vandalizat? Ați trecut foarte repede peste... Poate ai primit filmarea. Avem și filmarea și pozele. Explicați-ne așa deocamdată. Practic ne-am deschis un sediu în Bascov să fie două săptămâni cu totul. Astăzi domnul primar convocase acolo pe inspectoratul stat, pe centrul inspectoratului stat în construcții, șeful arhitecților, consiliul local, dumnealui, poliția locală, toată lumea să verifice situația legalității acelui sediu. Adică dacă există închiriat, dacă s-au plătit taxele de panotaj. Și am descoperit că se pare că geamul fusese spart. Sunt camere de la vedere în zonă, urmează să cerem imaginele. Ce n-am înțeles însă, de ce există atâtea presiuni, pentru ce? Pentru un sediu, adică vorbim de 10 metri pătrați, nici măcar 15 oameni n-au loc acolo, dacă este o rămașă.